Valeriu studiază în cadrul școlii profesionale numărul 6 din Chișinău. Acesta urmează să devină operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Tânărul este cu un pas mai aproape de angajare datorită programului de stagiere desfășurat în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității învățământului vocațional tehnic în domeniul TIC implementat în instituția sa. Dorința de a învăța ceva nou și de a mereu de a fi în pas tehnologiei, de a cunoaște mereu ce îmi place din copil. A fost o oportunitate foarte mare pentru mine, deoarece o companie pentru cea mai mare din Republică în care am avut șansa să fac, nu toți au avut această șansă. Cred că o să-mi fie mai ușor pe viitor, chiar și de a mă angaja undeva. Pe parcursul ultimelor două luni în calitate de stagiar în compania Neuron, Valeriu a acumulat experiență și cunoștințe importante pentru viitoarea sa carieră. A fost de lucru în grup, mult comunicare cu colegii. Am instalat sisteme de operare, am înlăturat toate ficțiunile la calculatoare de lipsa unor driver, de exemplu, erori. Ne-am stăruit să implementăm toate cunoștințele care le-am obținut la școală, să le implementăm aici și ne-a fost foarte de ajutor. Ei fiind la școala profesională 6, având și rețelistică și mentenanță de calculatoare, destul de bine, deci s-au prezentat băieții. Este un băiat bravo. Teorie este teorie, dar fără practică e zero. O să mai lucrez în vreo 2 ani, cred că ar ajunge un specialist destul de bun. Serghei și Valeriu îi sfătuiesc pe tinerii care studiază specialități TIC să participe în cadrul programelor de stagiere, pentru că își vor dezvolta abilitățile în domeniu și vor însuși metodele și procedeile necesare pentru această meserie. Iar să sfătui și colegii mei să facă un stagiu de practică în companiile IT, deoarece aici acumulezi foarte multă experiență, te înveți, comunici cu oamenii. Este mai ușor primul să te încadrezi în câmpul muncii. Pentru început să însușească ceea ce le se predă lor la școală. A doilea, cred că interesul lor personal pentru lucrul care îl faci, să-și dea sufletul, inima pentru lucrul ăsta. Proiectul Îmbunătățirea calității învățământului vocațional tehnic în domeniul TIC se desfășoară în perioada 1 decembrie 2012-31 mai 2015 în 6 instituții profesional tehnice și este implementat de către Centrul Educațional Prodidactica și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare și în strânsă colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova.